it's over, baby. Someday we'll find a way out. When all our strings are broken, you'll see that we could do without. When all our dreams are over, when all our hopes are dead, with this town turning colder, with all our colors bleeding red, I'll be wrinkled when the storms are hit. I sing you any song you wanna hear. Cause you, you turn ashes into a place to start. Cause you, you bring heartbeats into a broken heart again. Ce eveniment! Bă, ce eveniment! A ieșit excepțional. A fost mult mai mult decât ne așteptam. Dar hai să o luăm cu început. În primul rând, dimineața, de fapt dimineața, de la cât a început? A început... Păi, nunta a început cu mine, care m-am trezit la 4 dimineața, pentru că pe ora 5 trebuia să ajung la salon. Și a fost foarte ciudat, pentru că cu o seară înainte am avut super, super multe emoții. M-am culcat și târziu, am zis, stai să vezi că o să mă trezesc prost, că nu o să fie bine, că o să am ochii umflați, că nu știu ce. Și spre uimirea mea, am fost foarte relaxată în dimineața aia, țin minte că am și mâncat, deși era ora 4 dimineața, și apoi am plecat cu nașa mea la salon. Eu am mai dormit, trebuie să recunosc că am fost mai liniștit un pic, am mai dormit vreo 2 ore, m-a sunat și un unchi de-al meu să mă întrebe o adresă și eu eram, bună dimineața, dorm cumva, nu dormeam, că mă pregăteam, dar eu eram rupt de somn, abia mă trezisem. Ideea este că ne-am trezit și a început efectiv ziua. Eu am întârziat un pic pentru că trebuia să ajungă fotograful cu videograful la mine undeva la 8:20 ceva în genul ăsta. Eu la 8:15 abia eram în duș la modul ăsta și sincer, Iubu, cred că nici tu nu știi treaba asta. Nu, eu la 8:15 eram în duș și au ajuns videograful cu fotograful. Ce, că Radu unde e? Radu mai durează un pic. Se spală, oh my se God, pregătește. Asta n-a știut-o. Bun, dar nu contează, m-am grăbit un pic și am reușit să mă pregătesc cât de cât până când a început toată treaba și am început ședința foto de dimineață. A început cu mine pentru că Bușcă era la coafor atunci sau la machiaj, nu știu, până a ajuns ea și a început ședința foto și la ea, că după ce a terminat la mine a trebuit să se mute la ea să facă prima parte a ședinței. Ia uitați-vă unde suntem noi când povestim, într-un lan de lavandă. Practic suntem ca și cum în luna de miere de albin. În ziua de miere de albin, pentru că ia uitați-vă aici, sunt o groază de albine care strâng aici polen să facă miere, Doamne ajută. A început foarte mișto atunci când am ajuns la ea acasă și am văzut-o. Wow, ceva extraordinar, recomand tuturor celor care fac nuț de acum încolo. Nu vă uitați la rochia de mireasă mirilor, pentru că senzația e extraordinară, fraților, în momentul în care vedeți pentru prima dată rochia. Da, sau nu fiți curioși să vedeți cum se pregătește mireasa înainte, ce rochie își cumpără, ce machiaj vrea să-și facă, cum vrea să-și facă părul. Nu fiți curioși, lăsați totul pentru ziua aia și vă garantez că sentimentul o să fie de 10 ori mai puternic. A fost extraordinar. Când am intrat acolo mi-a venit să plâng. Efectiv mi-a dat o droaie de lacrimi. A, și tu nici nu știi treaba asta, Gură, la fel am pățit și eu. Au dat telefon maestrul nostru de ceremonii, care s-a ocupat de toată treaba cu nunta. Așa. El știa tot programul, toate detaliile. A sunat fotograf și a zis: "Venim, sunteți gata?" Și eu nu eram încă îmbrăcat. Eu încă făceam poze cu hălățelul, cu lenjeria, cu nu știu ce, cu fetele pe acolo. Păi și momentul în care tu ai ajuns, auzeam ti și veneau mașinile. Așa. Și eu încă nu eram îmbrăcat. În momentul ăla am început să mă îmbrac. Eu mă gândeam că deja ești în cameră pregătită, numai că te aștept să intru eu în casă și gata, mă, să o iau și să merg. Da, uite că aflu chestii noi și eu. Și de acolo a început nunta, practic, cu amândoi. A urmat pusul cocardelor în piept.
un discurs două acolo foarte mișto și emoționante, unde au fost câteva lacrimi aruncate așa, deși nu ne-am dorit să fie atât de emoționant. Dar vă dați seama că orice ne-am fi propus noi înainte, chiar vorbeam să, cu maestrul de ceremonii, să facă niște glume în momentul în care situația devine puțin prea lacrimogenă, dar vă dați seama că putea să zic el orice glumă. În momentul ăla, familia, părinții, nași, toată lumea era foarte emoționată și nimeni nu s-a putut abține. După care am mers la cununia civilă, am luat-o ușurel, pentru că a fost totul la secundă, nu ne-am permis să întârziem absolut deloc, pentru că dacă întârziam nu se mai oficializa cumva nunta, cununia civilă, cununia religioasă, pentru că erau și mai multe evenimente în ziua respectivă și era complicat, nu trebuia să întârziem, așa că ne-am luat cumva din timp și am mers. Ideea este că noi am ales să facem atât starea civilă cât și cununia religioasă în aceeași zi. Mi s-a părut mult mai ok pentru noi, nu am vrut să avem 100 și 1000 de date pe care să le sărbătorim. Știi, astăzi sărbătorim 10 ani de la cununia civilă, mâine de la nuntă, pui mâine de la religioasă. Nu, ne-am dorit foarte tare să le facem pe toate în aceeași zi. În Târgu Mureș, în zona Ardealului, de obicei, nunțile se fac de zi. Ești mult mai odihnit, ești mult mai relaxat, totul este mult, mult, mult mai ok. Pentru că la nunțile de noapte, deși petrecerea are loc noaptea, tot te trezești de dimineață, tot faci chestii de dimineață și atunci te lungești mult mai mult, devii mult mai obosit, nu te mai poți bucura de tot ce înseamnă nunta ta. La cununia civilă am încercat să fim cât se poate de serioși, pentru că e o chestie oficială și mai povestit și maestrul nostru de ceremonii că... Sunt unele cupluri care pur și simplu vor să facă o glumă sau, nu știu, se prostesc și înainte să dea răspunsul oficial se bâlbâie sau nu reușesc să dea un răspuns acela tare, clar, răspicat. De că nu e de glumă și nu e o chestie care trebuie luată în râs, pentru că poate să spună persoana care oficializează actul că nu este în regulă. Nu este în regulă și că nu va finaliza căsătoria. Mi se pare normal, mi se pare corect să se întâmple așa, așa că am vrut să fim cât se poate de serioși și corecți acolo, să spunem un da cât mai clar. După care am ieșit afară, am ciocnit și noi un pahar de șampanie, totul a fost relaxat, pentru că omul acesta e foarte important din punctul nostru de vedere la un eveniment de genul ăsta, pentru că ține lucrurile sub control. Și am mers mai departe la biserică. Am prins o zi extraordinară, băi, cu o zi înainte a plouat și am zis că bă, stai să vezi că mâine... Cu o seară înainte chiar, de seara, pe la 7, o ploua torențial afară și am zis, stai să vezi, mâine dimineață ploaie, urât, frig, fai de capul meu. Și nu, n-a fost deloc așa, a fost o zi extraordinară. A fost chiar o zi perfectă, o zi răcoroasă, pentru că a fost ploaia aia cu o seară înainte și a răcorit puțin atmosfera. Și a doua zi, perfect, nici prea cald, nici prea frig, soare extraordinar, dar ploaia respectivă am zis, bă, trebuie să fie ploaia mea asta, pentru că de fiecare dată când am o chestie importantă de făcut, plouă înainte și am zis că da, mă, asta e ploaia mea. Asta e semnul că totul va fi în regulă. După care am mers la cununia religioasă. Acolo n-a durat foarte mult, a fost super ok, chiar preoții care au făcut treaba asta n-au lungit-o, n-au făcut chestia asta să fie plictisitoare și să ne simțim incomod. A fost super ok totul. A fost exact cât trebuie. 30 de minute a durat toată cununia religioasă. S-au făcut momentele esențiale, cele care trebuie, ce a trebuit să se spună, s-a spus. A fost totul super ok. N-a fost timp să ne plictisim sau aoleu cât am stat la biserică. Am făcut și niște poze imediat după. Am mers cu fotograful, cu videografii. Am mers la o mini ședință foto așa de o jumătate de oră, 40 de minute, ceva în genul ăsta. După care la sala am avut camera noastră unde ne-am putut relaxa un pic. Am avut nevoie de un pic de relaxare, de câteva minute de respiro. De un refresh, așa. Moment în care mi-am și schimbat cămașa, pentru că ziua am fost cu cămașă albă și seara la eveniment în sală am fost cu cămașă neagră. Am vrut să am un costum all black și să fiu pe tematică. Da, mai ales că buchetul lui Bușcă, din câte vedeți, e și el mai închis la culoare, așa, e un vișiniu spre negru. Ceva mai deosebit și a fost într-adevăr și mai atipic, exact așa cum ne-am dorit. Ei bine, la sală acolo a început nebunia, băi. Deci a fost fix așa cum ne-a dorit. Bine, noi suntem și mai distractivi așa de felul nostru la evenimente, ne dăm peste cap și ne distrăm și facem ca
oamenii de acolo să se simtă super bine. Și am zis că la evenimentul nostru, la nunta noastră, trebuie să dăm 300%, 500% din cât suntem noi de obicei. Și așa am făcut. Am fost încă din primul moment acolo pe scenă, imediat după dansul mirilor. Și dansul mirilor împreună cu Andrei am reușit să-l facem mai interesant, mai spectaculos și mai interactiv puțin cu publicul, pentru că am interacționat ceva cu publicul și lumea a apreciat treaba asta. După care a început distracția aia nasoală. Am stat acolo pe scenă cu nașii noștri care, băi, sunt absolut genial, frate. Ne-au ajutat atât de mult. Și efectiv au încercat să facă totul exact așa cum ne-am dorit noi. S-au dat peste cap și au făcut tot posibilul ca să ne îndeplinească toate dorințele, ca să fie bine pentru noi. Deci nu avem cuvinte să le mulțumim pentru tot efortul pe care l-au depus și pentru faptul că au fost lângă noi în toate momentele astea. Ei au știut că acest eveniment l-am făcut strict așa cum am vrut noi, nu ne-am interesat absolut deloc, nu știu, prețurile și alte lucruri, pentru că ne-am axat strict pe ceea ce ne-am dorit noi. Sau părerea altora, pur și simplu noi, inclusiv ceea ce privește lucrurile pe care le-am ales pentru nuntă, nu am cerut părerea nimănui, am făcut totul exact așa cum ne-am dorit doar noi doi și chiar le mulțumim nașilor și părinților că au fost acolo pentru noi și nu au încercat să ne schimbe cu nimic deciziile. Băi, și au fost acolo pe scenă, hai de capul nostru, frate, tot evenimentul s-a distrat nașa cu nașul nostru, incredibil, și invitații s-au simțit extraordinar de bine. Chiar mulți dintre ei au zis că, bă, frate, deci efectiv n-ați avut o pauză la evenimentul ăsta muzical, ceva extraordinar, ar dansat, v-ați dat peste cap, adică, efectiv. Partea de muzică a fost super compactă, super complexă, la modul că niciodată nu a fost o pauză muzicală, inclusiv în momentul în care se mânca, cineva cânta, bineînțeles, un alt fel de muzică, o muzică mai relaxantă pentru masă, știu eu, dar tot timpul cineva a cântat sau cineva a fost la butoane și a fost super tare chestia asta, pentru că am fost de multe ori la anunți și erau niște pauze, se dădea muzica foarte, 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 foarte încet, lumea vorbea, nu se mai înțelegea nimic, era pauză și era un pic neplăcut. Se pierdea vibe-ul ăla de eveniment. Da, se pierd momente. Dar noi am avut oarecum noroc, să zic așa, pentru că am stabilit lucrurile astea dinainte și tot le-am tatonat așa împreună cu Alex de la Urban Events, care se ocupă de toată partea asta de entertainment cu artiști și așa mai departe, și ei împreună cu noi, noi le-am spus ce ne dorim, cam ce am vrea, și ei au venit cu viziunea asta extraordinară să facă cumva ca evenimentul ăsta să fie deosebit, să fie altceva, și așa a și fost. Așa a și fost, exact. Într-adevăr, deci tot respectul și toată recomandarea noastră se duce și către Alex și Raluca de la Urban Events, care, credeți-mă, ei știu, efectiv, oamenii ăștia știu ce trebuie făcut, ce trebuie punctat, în ce moment, când trebuie să intre în momentul respectiv, când trebuie să intre celălalt. Ei chiar știu lucrurile astea și am pus toată încrederea în ei și n-am dat greș, a ieșit totul exact ca la carte, cum trebuia să fie. Și am avut câteva momente ca cireașa de pe tort, să zic așa, unde a fost în tot programul ăsta și Verisac. Și împreună cu DJ Vincent, care, băi, frate, au făcut senzație, a fost acolo ceva extraordinar. Ne-am distrat maxim, mai ales în perioadele alea, dar, bă, uite, care a fost cel mai emoționant moment, Bușcă, pentru tine, spre exemplu, la nuntă? Toată nunta în sine, cred că este o emoție foarte mare, însă, cu siguranță, cred că vorbesc în numele amândurora când spun asta și poate chiar în numele tuturor invitaților pe care noi am avut acolo, din ce am vorbit. A fost momentul în care tu ți-ai spus discursul. Mamă, cât de emoționant a fost. A fost un moment, Doamne, așa emoție n-am avut în viața vieții mele. Pur și simplu am crezut că mă scurg acolo pe podea, nu mai știam ce-i de capul meu. A fost foarte, foarte emoționant. Peste tot, am avut emoții foarte mari de-a lungul timpului, dar niciodată ca astăzi. Nici eu și nici soția mea. Doamna Chirilă.
Dar a ieșit așa și am reușit să trecem prin emoțiile astea datorită vouă, pentru că ați fost alături de noi și ați făcut ca ziua asta să fie așa cum a fost. Și ne-ați creat aceste emoții de care n-am mai avut parte niciodată. A fost o zi, dacă îmi spunea cineva înainte că va fi greu să organizez un astfel de eveniment, râdeam, ziceam, mamă, ce poate să fie așa de greu, nu e, vorbește, da, e două telefoane și e rezolvat, dar nu e așa. Și pe această cale vreau să le mulțumesc și le mulțumim foarte mult părinților noștri și nașilor noștri, pentru că au fost alături de noi, foarte, foarte aproape. Și în ultimul rând, prietenilor noștri care de fiecare dată de-a lungul timpului, în acest timp în care am organizat, ne-au spus cuvinte frumoase, ne-au împărtășit un vibe bun și ne-au ajutat să trecem mai ușor peste asta și să fim mai pozitivi și cu un gând mai bun pentru ziua de astăzi. Și a ieșit fix așa cum ne-am dorit. Mulțumim! Aplauze pentru mirele nostru! O să îi dau microfonul și Adrianii să spună măcar da. Da. Perfect. Am rezolvat. După care am trecut la, din nou la ultima din parte de distracție, care a fost și aia. Păi a venit ca zahăr în dulceață, a venit. Fix așa cum trebuie, vă, frate. Într-adevăr, au fost și momente în care, nu știu, furnizorii cu care am mai lucrat pe parte de tot felul de lucruri nu s-au ținut de cuvânt, sau au fost lucruri care ne-au ținut în tensiune. Asta nu ne-a oprit ca să ducem la bun sfârșit treaba asta. Noi suntem extrem de recunoscători și dacă vreți să vedeți mult mai multe detalii despre verighete, despre furnizorii pe care i-am avut, despre tot ce am avut noi la această nuntă, la acest eveniment, puteți să-i dați un follow pe și să vă abonați la canalul de YouTube al lui Bușcă, pentru că acolo vedeți detaliat despre fiecare lucru în parte care a făcut acest eveniment extraordinar și ea o să detalieze în fiecare vlog fiecare părticic. Așa că dați un subscribe acolo în descriere, urmăriți-o și stați aproape, pentru că în curând, în zilele următoare, o să înceapă apară câte un vlog din seria asta cu organizarea anunții. Poate facem ceva special dacă vreți voi și v-aș ruga să lăsați în secțiunea de comentarii, nu știu, vă interesează ceva anume. Poate vorbim cu unul din furnizori, poate facem un vlog împreună cu Alex și Raluca de la Urban Event să vă explicăm una alta. Poate, nu știu, sunt lucruri care v-ar interesa. Suntem în perioada asta de după nuntă, știm exact prin ce am trecut, știm exact ce nu am face și asta o să vedeți la Bușcă pe canal, pentru că sunt și lucruri pe care nu le-am mai repeta, pe care cu siguranță nu le-am mai face și sunt greșeli care vă pot ține stresați, vă pot enerva, vă pot distruge evenimentul dacă nu le gestionați așa cum trebuie, dar de asta suntem și noi aici, să facem și să vă oferim sfaturile necesare ca voi să nu faceți greșelile pe care le-am făcut noi. Și fiți siguri că aceste experiențe ale noastre cu nunta vor fi povestite exact așa cum eu mi-aș fi dorit să le găsesc undeva pe net, ca să mă ajute pe mine și să fie poate un pic mai de ajutor decât să stau să iau totul singură de la zero. Asta îmi doresc pentru voi, ca viitoarele mirese să aibă mai puțin stres și să găsească la mine în contentul meu informațiile așa cum eu aș fi vrut să le găsesc. Ei bine, nu uitați să apăsați acolo butonul de like dacă v-a plăcut video-ul ăsta, să ne urați în secțiunea de comentarii casă de piatră și până data viitoare aveți grijă de voi. V-am pupat, ciao-les!